Lăudați pe Domnul, pe atotputernicul Creator. Lăudați-L pentru mărețele sale fapte. Lăudați-L conform minunatei sale măreții. Veniți toți cei care respirăm să-L lăudăm pe Domnul. Programul Planul Divin prezintă drama creației. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost în toate generațiile. Înainte de a se fi născut munții și înainte de a fi pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Până la un anumit început al creației, Domnul Dumnezeu fusese singur. Logosul a fost născut înaintea celor mai vechi lucrări ale Creatorului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Prin cuvânt sau logos, au fost făcute toate lucrurile din ceruri și de pe pământ. Cuvântul, unicul fiu născut al lui Dumnezeu, primul născut dintre toate creaturile, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. De-a lungul timpului, cu puterea Tatălui, dar prin unicul său fiu născut, a început crearea acestui imens univers. Privind cerurile înstelate, putem doar aproxima măreția atotputernicului Dumnezeu și a iubitului său fiu. Ați încercat vreodată să numărați stelele? Prin metodele astronomice moderne, se estimează numărul stelelor la circa 200 miliarde de miliarde. La un anumit punct în timp a început crearea, una câte una, a ființelor spirituale cerești. Au fost creați heruvimii, serafimii, îngerii, principalitățile și puterile. Ființele spirituale n-au fost înzestrate cu putere de reproducere. Fiecare ființă spirituală a fost creată separat. Când medităm asupra puterii și măestriei atotputernicului Creator și a iubitului său fiu, ne face să ne închinăm înaintea lui în umilă adorare. Într-un alt început al creației a fost creat pământul. Întunecat, fără formă și pustiu. Logosul era zilnic plăcerea Tatălui său. El a fost alături de atotputernicul Creator la stabilirea sau așezarea temeliilor pământului. Când a fost așezată piatra unghiulară, stelele dimineții au cântat împreună și toți fiii lui Dumnezeu de pe planul spiritual au strigat de bucurie. Cât de minunat trebuie să fi cântat!
una din stelele dimineții care au cântat când a fost așezată piatra unghiulară a Pământului, a fost unicul fiu născut al lui Dumnezeu. Este rațional să credem că și Lucifer a fost o stea a dimineții, creată de vreme în zorii creației, cu puterea Tatălui, dar prin Logos. Când a fost așezată piatra unghiulară a Pământului, Lucifer era ascultător. De asemenea, este rațional să credem că gelozia și mândria s-au dezvoltat treptat în inima lui. Gelozia este crudă ca mormântul, ca uitarea. Dacă nu este eliminată, gelozia conduce în cele din urmă la moarte. Gelozia lui Lucifer a crescut la așa proporții încât a fost imposibil ca păcătosul să se separe de acest păcat. De aceea Satan va muri în moartea a doua, la sfârșitul timpului scurt de încercare care urmează vârstei mesianice. Nu se cunoaște cât timp a trecut de la așezarea temeliilor pământului, care era pustiu și întunecat, și până la începutul primei zile a săptămânii de creare. Însă rațiunea ne spune că s-a scurs o perioadă lungă de timp. La vremea cuvenită, Creatorul a spus să fie lumină. Cu această poruncă a început prima zi a săptămânii de creare. Treptat, apele mineralizate mai grele care încercuiau pământul au căzut pe suprafața lui topită și fierbinte. Aceasta a permis luminii soarelui să străbată până la pământ. Este logic să credem că pentru a se realiza scopul Creatorului în legătură cu lucrarea primei zile de creare au fost necesari 7000 de ani. Să fie lumină și a fost lumină. Lucrarea primei zile de creare a continuat în timp ce lucrarea celei de-a doua zile începuse. Apele mineralizate mai grele au continuat să cadă pe pământ. La începutul zilei a doua, Dumnezeu a zis să fie un firmament, o întindere, un spațiu între ape și el să despartă apele de ape. Când apele mineralizate au căzut pe pământ, apele mai pure au rămas deasupra și astfel s-a format întinderea sau firmamentul. Apele de deasupra firmamentului au continuat să cadă de-a lungul zilelor de creare care au urmat. Ultimul inel care a căzut pe pământ a fost în ziua șaptea, când Noe avea 600 de ani. Când a început ziua a treia, Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul întinderii și să se arate uscatul. Când scoarța pământului topit și înfierbântat s-a curbat, au apărut lanțurile muntoase și apele s-au retras astfel în mări. Ținutul uscat, care a fost numit pământ, a început să rodească iarbă, plante, pomi fructiferi, ale căror semințe erau deja în pământ. La sfârșitul zilei a treia trecuseră 21.000 de ani de la începutul primei zile. De-a lungul celei de-a patra zile de creare, au continuat să cadă inelele de apă. Aceasta a făcut posibil ca soarele, luna, stelele, care fusese recreate cu mult înainte, să fie vizibile de pe pământ. Aceste lumini au despărțit ziua de noapte. Inelele de apă căzând, vegetația care a începuse să se formeze în ziua a treia a fost îngropată sub pământ, formându-se astfel straturile de cărbuni existente. Creșterea vegetației gigante a fost posibilă deoarece oceanele erau calde și bogate în carbon, iar aerul era supraîncărcat cu carbon. Vegetația absorbind carbonul s-a pregătit astfel calea pentru crearea animalelor care trăiesc pe uscat.